Unite după 48 au dat pentru aceste terenuri o adevărată jertfă de sânge atunci când încercau să facă întovărășirea, colectivizarea și ceea ce a urmat regimul comunist. Iată că după 70 de ani suntem în aceeași situație, trezindu-ne efectiv cu o armată de muncitori în urmă cu aproape 3 săptămâni, care fără să întrebe pe nimeni nimic, fără să fim notificați, fără să fim înștiințați de către guvernanți, de către minister, de către GNAIR, de către Ministerul Transportului, nimeni nu știe cine, trebuia să înștiințeze proprietarii că în zona terenului de situat la Undiu Mare, din proprietatea dumneavoastră de 1 hectar, de 2 hectare, de 3 hectare, suprafața de 50 de arii, 25 de arii, 3 arii, va fi de interes național, veți fi expropriați contra sumei de atâta, nu se știe nici astăzi nimic, urmând ca să se construiască autostrada. Sigur că acum se face mare tamtam pe acest subiect vis-a-vis de interesul național. Cei care au interesul național să-și ia terenurile care le-au moștenit de la măsa și de la tată-sau și să facă interes național. Și eu sunt primul, vreau să mă urc pe autostradă de aici și să ajung la colegii mei în port în Constanța, la sindicaliști, la Convex, în 5 ore. Dar asta nu înseamnă că după 70 de ani, când și-au bătut joc de strămoșii mei, ai lui, ai lui și ai lui, băgându-i în pușcării că n-au vrut să-și cedeze terenurile, astăzi vii și le iei pentru interesul național al lui Bode. Nu suntem de acord cu așa ceva. Și le cerem ca în cel mai scurt timp să dea explicații de ce au intrat pe aceste terenuri, pentru că este tulburare în posesie. Nu este hotărâre de expropriere, nu este înștiințare că au interes național, nu este absolut nimic. Decât că vă rog să filmați aceste bălți de pește. Mai înainte au zburat și un câr de rațe, unde ne amenința Bode că va fi o adevărată desfășurare de forțe pe tronsonul autostrăzii din județul Sălaj, zeci de mașini de utilaje. Sigur, au venit într-o noapte, într-o vineri noaptea și au lucrat până sâmbătă, după care au dispărut, lăsând în urma lor ceea ce vedeți de fapt astăzi aici. Terenul dânsului, semnat cu ovăz. Cine? Teren. Domnul Druhora, Sergiu. Vă rog. Salut. Explică-l. Haideți și prezentați situația noastră. Aici am o tarlat de ovăz, semnat în primăvară. Nu a zis nimeni nimica. Când vin, ce fac? Uitați ce fac eu, ce mai zic eu. Pagubele, dacă s-ar ridica și le-ați cuantifica? Acum, ca să facem o estimare, înseamnă aratul, discuitul, semănatul, sămânța și plus recolta care urma să o ia de pe teren, după care nu va mai lua nimic. N-ați primit în poștă nicio notificare despre că urmează sau... Nu. Și mai departe mergem cu domnul. Încă mie nu mi-a afectat tare pământul acolo pe deal și eu tot așa ca Sergiu, de acolo unde se vede ăla. Mi-a afectat, mi-a luat cam dintr-un iugăr, mi-a luat 10 ari. Stai că mi-au atunci seara, eu i-am zis, bă, zic, s-au dus utilajele pe deal, zic. Nu ne-a anunțat nimeni nimic. Zice, bă, e imposibil, că așa nu vin să zică cineva ceva. Bun. Dimineața zic, bă, zic, vezi că e excavatorul pe deal. Mele, stai că mi-au luat inginer, ăsta deja au decoperit pământul. Zic, nu, ce ai povestit cu el? Bă, zice, ce să povestim cu el? Zice, ți-l iei tătăt. Păi cum să ți-l iei, mă, zic? Bă, trebuie să te despreocupească cineva, să zic că, bă, omule, nu planta, mă, lasă-l de râd. Te trezești pe noapte ca hoț. O văz. 10 ani, da? Nu, un iugăr. Alea vine 57 de ani. Din care afectat? Afectat e 10 ani acum, dar ei, pe cum au zis inginerul la tati, zice că le e pe tot. Mie nu mi-a le-a trebuit să mi le iei de fel, că nu mă deranjează, să le lese acolo. N-ați primit nicio notificare? Asta ca el, ca Lenții, nimeni nu a primit nicio notificare. Noaptea ca hoț, ne-am trezit cu tilașele acolo. Nu a științat nimeni în legătură cu nimeni. Măcar de la primărie să zic că, bă, oameni buni, mă rugăm frumos, nu plantați, că urmează să ne înțelegem, să vedem ce face cu voi. Dar nu se poate așa ceva, fraților. Oare ce face baltă de pește? Și cât o stat utilajele aici? Utilajele au stat, cât o stat lente ce utilajele? Două zile. Sâmbătă și săptămâna... O vit, într-adevăr, cu o desfășurare de forță cât de cât, o decopertat buldozări, excavatoare, mașini pe acolo, cum o muta dealul, de acolo, trebuie să o cotel. Da? Nu e ok, domnilor, ce se întâmplă? Deocamdată noi avem teren acolo unde începe pădurea, deocamdată deci nu s-a făcut... Deci o să aibă un hectar de pădure care o să ia tot. Urmează, am înțeles, să înceapă și acolo, dar încă nu avem nicio... Nu ni s-a spus nimic, am sunat la primărie, nu știu nici la primărie, nu se știe încă ce va fi, cum va fi, ce se va despăgubi, ce se va întâmpla cu lemnul din pădure. Deocamdată e o stare așa de incertitudine și... Așteptăm să cineva să ne comunice
ce facem cu lemnul, îl ducem, e lemnul nostru, e lemnul statului, avem o anumită perioadă de timp să ne ducem lemnul de acolo. Dar în urmă cu ceva timp autoritățile au zis că au venit pe aici, a fost cineva să vorbească cine? Cu voi. Nimeni, absolut, domnilor, nimeni, nici măcar la primărie să te întrebe, bă, ce ți-ai semănat acolo? Nimeni, domnule, de sutien țarale papul răvodă, domnilor. Așa ceva nu se poate, fraților, cum au zis lenții, bă, cineva și-o dat sângele pentru asta, au fost închis în pușcării săraci, mă, o suferim, mă, de noi n-am suferit tăzi la o dată cât o suferit. Deci care ar fi solicitarea, ca să fie solicitarea noastră este ca în, cel mai scurt, ca în cel mai scurt timp, adică cel mai scurt timp, nu știu cât e, că am înțeles că a fost o întâlnire la prefectură între reprezentanții firmei autorizate de cu consultanța, care trebuia să facă ceea ce v-am spus, pe tronsonul de 150-200 de metri, cât are autostrada, cu spațiile de refugiu, cu zonele de protecție, cu tot. Trebuia să facă întăbulările Gnairul pe Gnair, trebuia să facă despăgubirile și să comunice la cetățeni în poștă, așa cum s-a întâmplat pe zona județului Cluj, pe zona județului Bihor, să ne comunice. Dom'le, din un hectar, suprafața de 0,50 de arii luată de autostradă, urmând să te despăgubim cu suma X. Pentru că și aici există o chestiune. În țară s-au dat despăgubiri și știm cu toții ce despăgubiri au primit cei de pe tronsonul Marca, Porți și zona respectivă când a început lucrările cu autostrada Bechtel. Iar acum se vehiculează niște sume modice, așa, deci nici măcar prețul de circulație a terenului în zonă. Adică un hectar de teren în zona noastră se vinde undeva cu la 10-12 mii de euro, iar ei propun o sumă mică. Pentru că și aici noi ne vom constitui într-o, probabil vom face și o formă juridică, Asociația Proprietarilor de Terenuri Luate de Autostradă, pentru că pe tronsonul Poarta Sălajului, pe ușa Românaș, sunt foarte mulți proprietari. Acum suntem doar 5 aici, dar sunt zeci de proprietari și le vom deschide un proces, pentru că sumele care se vehiculează, repet, dacă sunt astea, nu avem oficial nimic decât ce se vehiculează din vorbă în vorbă. Dacă sunt ălea, categoric nu ne convine și vom da statul în judecată pentru a ne recupera la justă valoare porțiunile de teren care sunt afectate și luate de autostradă, pentru că le ia pentru totdeauna. Pot completa ce au zis? Vă rog, da. Deci, noi nu vrem niciunul de aici altceva, nu vrem să ne bogățim, că nu asta. Noi suntem fermieri, tăi așa din tată fiu, am muncit tăzi cu greu, cu sudoarea frunții noastre, ne-am câștigat ptită. Treaba e felul următor. Noi nu vrem alt pământ decât fiecare cât valorează. Nu poate, îți dau exemplu meu, nu poate lua un pământ cu față sudică, pământ negru, să mă plătească ca și cum aș lua un pământ de pădure. Mai înțeles? Deci e inadmisibil așa ceva. Deci nu vrei nimic altceva. Deci cât să-ți dea cât merită. Sau să-ți dai în altă parte pământul exact ca ăla. Față sudică, pământ negru. Nu vrem să te îmbogățim, că nu asta urmărim. Înțelegem interes național, foarte bine, cum au zis leanții la început. Și eu îmi doresc să mă duc de aici până în Constanța, până în Grecia, direct de aici, de la Palatul Sălajului, unde se face intrare, să n-am nicio problemă cu nimeni. Dar nici așa e, fraților, ca și hoțu, noapte. E tătă rușine, mă. În regulă. Bun. Domnule.